sub cruce cad Iisuse, iar picioarele să strâng. Trecutul să mi-l plâng amar, păcatul să mi-l plâng. Fiecare și are greutatea sa, numai tu, Iisuse blând, ne poți mângâia. Căci am greșit, Iisuse bun, și mare-i vina mea, dar mii de lacrimi calde adun și-ți cer, am eu spălat. Fiecare și-are greutatea sa, numai tu, Iisuse blând, ne poți mângâia. Atâția păcătoși s-au strâns de mii de ani mereu, stropind cu lacrimi și cu plâns păcatul lor cel greu. Fiecare și-are greutatea sa, numai tu, Iisuse blând, ne poți mângâia. Iar tu pe toți ai ascultat, pe vameși și pe hoți, prin jertfa crucii ai spălat și ai iertat pe toți. Fiecare și-are greutatea sa, numai tu, Iisuse blând, ne poți mângâia. De aceea vin acum și eu, picioarele să-ți strâng, căci tu-mi cunoști păcatul greu și știi că și eu plâng. Fiecare și-are greutatea sa, numai tu, Iisuse blând, ne poți mângâia. Spre tine glasul mil îndrept și mila ta o cer. O dă-mi iertarea ce-o aștept, nu mă lăsa să pierd. Fiecare și-are greutatea sa, numai tu, Iisuse blând, ne poți mângâia. Cu a tale sfinte mângâieri, tu mângâie-mă iar. Și-n viața plină de dureri, revarsă-mi scumpul har. Fiecare și-are greutatea sa, numai tu, Iisuse blând, ne poți mângâia.
Căci, Doamne, către Tine sus privirea mea îndrept. Te chem cu glasul stins, Iisus, și mila Ta aștept. Fiecare și-are greutatea sa, numai Tu, Iisuse blând, ne poți mângâia. Fiecare și-are greutatea sa, numai Tu, Iisuse blând, ne poți mângâia. Vin iar la Tine, Doamne, ca să-ți mulțumesc, căci numai lângă Tine liniștea-mi găsesc. Fii scut și fii scăpare când la necaz vom fi. Nu-ntoarce a Ta privire și nu ne părăsi. Fii scut și fii scăpare când la necaz vom fi. Nu-ntoarce a Ta privire și nu ne părăsi. De griji și de durere Tu ne scapi mereu și cu brațul iubirii ne ții la pieptul Tău. Fii scut și fii scăpare când la necaz vom fi. Nu-ntoarce a Ta privire și nu ne părăsi. Fii scut și fii scăpare când la necaz vom fi. Nu-ntoarce a Ta privire și nu ne părăsi. Mite-mi ruga noastră la Dumnezeu cer sfânt și spune-mi să ne ierte că noi mult am greșit. Fii scut și fii scăpare când la necaz vom fi. Nu-ntoarce a Ta privire și nu ne părăsi. Fii scut și fii scăpare când la necaz vom fi. Nu-ntoarce a Ta privire și nu ne părăsi. Cu multă jale în suflet la Tine noi strigăm, plângând îți spunem, Doamne, ești tot ce noi am.
spus și fi scăpare, când la necaz vom fi. Nu-ntoarce a ta privire și nu ne părăsi. Fi scut și fi scăpare, când la necaz vom fi. Nu-ntoarce a ta privire și nu ne părăsi. Ochiul inimii mele mai vede și ce-i rău, dar tot prin rugăciune mi-a alin sufletul greu. Fi scut și fi scăpare, când la necaz vom fi. Nu-ntoarce a ta privire și nu ne părăsi. Fi scut și fi scăpare, când la necaz vom fi. Nu-ntoarce a ta privire și nu ne părăsi. Primiți vor fi aceia la poarta cerului, care trăiesc în lume uniți prin slava Lui. Fi scut și fi scăpare, când la necaz vom fi. Nu-ntoarce a ta privire și nu ne părăsi. Fi scut și fi scăpare, când la necaz vom fi. Nu-ntoarce a ta privire și nu ne părăsi. Fi scut și fi scăpare, când la necaz vom fi. Nu-ntoarce a ta privire și nu ne părăsi. Fi scut și fi scăpare, când la necaz vom fi. Nu-ntoarce a ta privire și nu ne părăsi. Ceva pentru Hristos, ca să poți odată spune că i-ai fost lui de folos. Tinere, te cheamă Domnul să te apleci la crucea Lui. Lasă lumea trecătoare, intră în casa Domnului.
totdeauna și curia și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Celestial, Mântuitorule, Duhul adevărului, care pentru tine ești și toate le împliniești din stierul bunătăților și dădătorule de viață, Dumnezeu, se strășuiește în noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește unul în stătele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Dare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Dare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Dare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Dare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâni iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă prin cuvințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vilean. Și puterea și slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne, miluiește!
De
Pentru că și Tatăl vostru cel din cer,
să vă ierte vouă greșelile voastre, iar dacă voi veți ierta, nici Tatăl vostru și din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Constantin și Aurelia, Mictene și Elena, Ștefan și Violita,
poartă și Iana, Viorel și Penelopia, Lili, Șelena, Nicu și Iorica. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, desfătindu-ți cântăm și te lăudăm și arși că sunt înaintea ta mulțumitul rugând cu mâință, nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca pe mai bine voi ta primit, până acum rugăciunile robilor tăi, care sunt de față, aici, și aniversează 50 de ani de împreună viețuire și căsnicie. Și cu milostivirea ei vrăcită ale Sfântnice, așa și de acum înainte vrăcește spre îndreaptă credință, în dragostea cea către tine și cea către aproape, în toate faptele cele bune, și a tot puterea tale bine face, împreună cu toți credincioșii tăi, izbăvește de toate rame zlare, dăruindu-le pace și liniște. Tuturor celor care sunt de față la această sfântă slujbă și celor care aniversează 50 de ani de credincie și împreună viețuire. Și ne vrednicește pe toți totdeauna a grei și a cântație și celui fără de citată Părinte și Preasfântului și Bunul de Viață Cătătorului Tău Duh. Acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Preasfințite Părinte, binecuvintează! Cel ce cu venirea sa în Cana Galilei a arătat nunta cinstită, Hristos, adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Sfântiților și tuturor lăudaților apostoli, ale Sfinților de Dumnezeu încununaților și întocmai cu apostolii împărați Constantin și mama sa Elena, ale Sfântului Mare Mucenic Procopie și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și ne mântuiască pe noi ca un bun de oameni iubitori. Amin. Preasfințitului Părintele nostru, Ignatie, Episcopul Rușilor, dă-i, Doamne, zile îndelungate și sporire în dreapta cu păpăduirea cuvântului adevărului Tău și încărmuirea turmei cele cuvântătoare pe care am întâlnit și-l păzește într-o mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască!
Dumnezeu, care aniversează 50 de ani de căsnicie și de împreună viețuire, dă-ne, Doamne, zile îndelungate cu viață pașnică, sănătate, mântuire și cu toate bunăstorire, și îi păzește într-o mulțea. Mulța trăiască! La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire. La mulți ani să trăim, să fie viața numai lumină, dar lumină să răiuniți. Pacea lui Hristos, pentru care ați fost chemați ca să fiți într-o unire, să stăpânească în inimile voastre și fiți mulțumitori. Din Epistola către Coloseni, capitolul 3, versetele 14 la 15. Preacucernice, Părinte Protopop, preacucernici, părinți, stimate domnule primar, domnule președinte, al casei de ajutor reciproca pensionată Elena Cuza din Vlad, distinse autorități, și iubiți credincioși care aniversați anul acesta 50 de ani de căsnicie și împreună viețuire. Am această convingere că în aceste clipe ați făcut o mică incursiune, călătorie în timp. Ați rememorat cu mintea, dar mai ales cu inima, acele clipe binecuvântate, când ați venit în fața Sfântului Altar, acum 50 de ani, și ați cerut binecuvântarea lui Dumnezeu peste dragostea dumneavoastră. Din acel moment, din acea clipă, când a fost săvârșită slujba cununiei, și până în momentul de față, și să ajute Dumnezeu să mai fie încă 50 de ani de acolo, dragostea și pacea, înțelegerea, sunt cele care au fost reperele fundamentale
ale căsniciei dumneavoastră. Într-o lume în care familia intră în disoluție sau îi sunt zdruncinate temelile din pricina ideologiilor, vremurilor noastre, aș îndrăzni să spun că este o minune ceea ce noi trăim astăzi. Cu toții, și noi, slujitorii, dar mai ales dumneavoastră, cei care aniversați acești ani frumoși, cu încercări, cu greutăți, cu bucurii foarte multe. Și desigur, mai ales cu dobândirea unei înțelepciuni. Este o minune ceea ce noi sărbătorim astăzi. Și acest lucru se datorează faptului că dumneavoastră ați crezut în toți acești 50 de ani în dragoste. Ca cea care este ingredientul esențial al unei căsnicii. Dragostea pe care ați hrănit-o, ați nutrit-o sau ați resuscitat când a fost nevoie din dragostea lui Hristos. Care este veșnică și care, așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, nu cade niciodată. Un gânditor francez spunea un lucru foarte profund. Ai zice celui de lângă tine că iubești este echivalent cu a-i spune că tu vei fi veșnic pentru tine. Și nu este nimic romantic sau, să zicem, ceva sentimental în aceste cuvinte. Realmente, iubirea, dragostea, este cea care îl înveșnicește pe cel de lângă noi. Și am vrea să trăim alături de cel pe care iubim o veșnicie. Și știți mai bine decât mine acest lucru. Când iubești pe cineva, ai și capacitatea de a menține pacea, înțelegerea. Când apar mici fecușuri, mici momente de breșe în căsnicie. Se activează dragostea și începem să luptăm pentru unitatea căsniciei. Și cu cât intensitatea dragostei este mai puternică, cu atât reușita salvării vieții de căsnicie într-o situație delicată este una mai profundă. De aceea, eu așa cred, și fără a fi un visător, că noi ar trebui să vă fim recunoscători pentru faptul că sunteți un model pentru tinerile generații. 50 de ani nu iei de aici colo. E atât de greu să stai, de multe ori câteva clipe în brațul unui om care poate te mai supără, te deranjează. E inevitabil în viața de căsnicie, apar și momente de felul acesta. Însă, nu faptul că apar momente dificile sau delicate în viața unui om, ci faptul că ele sunt depășite deja este un indiciu de mare înțelepciune. Și dumneavoastră, ajungând la acest moment aniversar, este mai mult decât sigur că alături de dragoste, de pace, de înțelegere în viață de familie, au fost multe momente în care ați apelat la înțelepciune. Ați apelat la găsirea unor soluții.
care să nu aducească niște crize, sau, Doamne ferește, să nu destrame o familie. Și să dăm lui Dumnezeu. Eu le spun tinerilor când se căsătoresc, cu asta voi încheia, pentru că nu vreau să abuzez de timpul dumneavoastră și cala. Le spun tinerilor când se căsătoresc, că se gândească că începând din clipa aceea, din momentul respectiv, nu mai există pentru ei în vocabularul limbii române cuvântul încăpățânare. Să gândească că nu mai există. Și dacă scoatem din căsnicie, din viața de familie, orgoliu, mândria, încăpățânare, sau dorința de a dovedi că tu ai dreptate tot timpul și celălalt este în eroare, dacă vom scoate acest cuvânt și la nivelul comportamentului, la nivelul modului de a relaționa cu sfârșile, ar fi mult mai frumos. Și cu mai multă pace și cu mai multă înțelegere. Pentru că să știți, când le dorim tinerilor care se căsătoresc, să aibă înțelegere. În primul rând, ar trebui să ne gândim când descoperi un anumit cusur, o deficiență, în cel de lângă tine. Să ai capacitatea să o asumi și tu împreună cu el și să te depășești. Asta este minunea dragostei. Dragostea este cea care depășește orice moment dificil care poate apărea în viața de familie. Și dumneavoastră, exact cum spune Hristos în Evanghelie, v-ați întemeiat casa, familiei dumneavoastră, căsnicia dumneavoastră pe stâncă. Nu pe nisipuri mișcătoare. Pe stâncă puternică, care este a dragostei, a păcii și a înțelegerii. Și orice forniță care a venit sau val să izbească în această stâncă a căsniciei, s-a dovedit a fi slabă în raport cu căsnicia puternică întemeiată de dragoste, de pace și înțelegere. Și așa vă dorim în continuare. Eu am spus cu generozitate că noi ne urăm unii de altora, anumiți. Dumnezeu este cel care știe cel mai bine cât trăim. Dar nu vrea să mai vinți încă 50 de ani. Sunt încă 50 de ani de căsnicie, de acum încolo. Încă 50 de ani. Și să fie cu multă pace și liniște. Pentru că am constatat, de multe ori, noi spunem că sănătatea e bună decât toată. Aș îndrăzni să schimb puțin perspectiva. Cred că liniște e importantă decât toată. Și dacă ești bolnav, și dacă vine putințele bătrâneți, dacă ai liniște în sufletul că în inima ta le poți duce altfel. Dacă e tulburare și agitație și multă frământare interioară, acestea toate se adaugă și la o sănătate fragilă, la boli și viața pe tine în ce mai complicată. Vă dorim ani mulți, binecuvântați și cu multă bucurie și acum încolo să vă bucurați de rudele dumneavoastră, de ce apropiați de poții dumneavoastră. Și mă bucur pentru acest eveniment. Mulțumesc pentru invitație, domnului președinte, a casei de ajutorăciune, a pensionarilor din Vlad, din zona aceasta, pentru faptul că a ținut ca să fim și noi biserica în momente îngășite. Bucurie și la mulți ani. Iertați-mă dacă m-am numit. Doamne! Sunt cei care știi o chestiune practică până vine cu prima aici. Bănuiesc că aveți inele la dumneavoastră. Fiecare îi le puneți. Și în momentul în care v-ați spus inele,
ridicați doar mâna sus, atât numai. Și eu vă binecuvintez aici, inert. Până așa, le-ați spus deja? Perfect. Atunci, Părinte, se binecuvintează această pune a inerilor, a robilor tăi, care aniversează 50 de ani de căsnicie și împreună iezuire. Amin. Așa. Căsnicia noastră, Doamnelor și Domnilor sărbătoriți, precucernici părinți, Domnule Președinte al Cearei Deputat, stimați invitați. Întotdeauna am o eficiență să vorbesc în biserică, pentru că am gândit întotdeauna când vine aici, vin să ascult. Dar viața chiar zice și mă vin postat. Trăim un moment deosebit. Un moment frumos, un moment fericit și, în egală măsură, un moment încărcat de credința în Dumnezeu și iubire. Nu cred că poate spune cineva că cei 50 de ani de căsătorie s-au întâlnit doar pe vorbe și spuse la întâmplare. Această căsătorie a dumneavoastră, care a durat 50 de ani, se întâlnează pe iubire, pe prietenie și pe o profundă credință în Dumnezeu. Dumneavoastră sunteți câștigători. Sunteți cei care astăzi ați atins linia celor 50 de ani de căsătorie și nu este puțin. Sunteți câștigătorii pentru că dacă vă întoarceți în trecut și priviți la înălțimea celor 50 de ani de căsătorie și vă gândiți la colegi, la generația dumneavoastră, colegii de general, de liceu, de armată, de loc de muncă, câți din acei mai sunt astăzi să trăiască acest moment al celor 50 de ani de căsătorie? Unii nu s-au căsătorit, unii s-au despărțit în fapt și trăiesc separat, unii au divorțat. Dumneavoastră sunteți adevărații câștigători. De aceea spune, și am spus tot timpul, că dumneavoastră sunteți adevărate modele pentru cei din jurul nostru. Și ar fi bine ca cei mai tineri să se uite cu atenție în familia restrânsă, pentru că de acolo vine adevărul, în familia logică, bunici, căbunici sau la școală. E oarecum trist, pentru că tinerii astăzi se îndreaptă spre mediul online, TikTok, Facebook, și încearcă să-și ia de acolo modele care cred că e mai bine să se întoarcă la origine și să privească în sânul familiei. Acum, 50 de ani, într-un birou de stare civilă, mai luminos, mai puțin luminos, un ofițer de stare civilă, primarul sau un funcționar care avea acele atribuții, va întreba de bună voie și nesilit de tine, accepta să luați în căsătorie? Acum, astăzi, 4 iulie 2024, în Biserica Sfântului Ilie, din Bârlad, Preasfințitul Ignatie al Cușului, Preacuceriții Părinți, Președintele Cearei de Bârlad și Primarul Bârladului, vă întreabă, mențineți consimțământul data acum 50 de ani? Da! Vă mulțumim, sănătate și gloria Domnului! Am venit să vă spun de seară, ajungeți acasă după petrecere, probabil, sau mâine dimineață, să vă uitați la jurnalul Trinitas al Patriarhiei Române, pentru că veți vedea acolo un reportaj cu evenimentul nostru de azi, de aici din Bârlad, de la Patriarhia Sfântului Ilie. Jurnalul Trinitas este la 7
de seară, dacă ți va petrecere, este la 10 și mâine dimineață la 8. La 8. Și cei care sunteți pe internet, intrați pe internet, că găsiți acolo. Asta fie foarte scurt în cuvântul meu. Ne aflăm astăzi aici, în acest loc binecuvântat, pentru a onora cele 200 de cupuri, 155 de cupuri din Munții Bârnav și 45 din mediul rural de la Sucursală, care astăzi sărbătoresc și sărbătoriți Nunta de Aur. Dar și pentru a mulțumi Dumnezeu și a arăta recunoștință față de Cel care pe toate le împlinește și care binecuvântează tot lucru bun și folositor pentru mântuirea omului. Jumătate de secol de dragoste, respect și înțelegere aș demonstra că iubirea adevărată rezistă în timp și devine mai puternică cu fiecare zi ce trece. Aș trăi cu atâta demnitate fericirea acestui an. Ați învățat lecții frumoase de viață. Ați știut întotdeauna să prețuiți relația pe care o aveți. Sunteți de-a vă dorim să vă iubiți și mai mult, să fiți și mai fericiți și să arătați exemplul dumneavoastră unii dintre ei. Vă felicităm și vă aplaudăm. Sunteți pentru noi toți o sursă de inspirație, speranță și credință mai bine. Hristos, Dumnezeul nostru, să vă binecuvânteze pe toți, dar și pe toți urmașii dumneavoastră, a vă urma exemplu de curăție, putere, curaj, fidelitate, răbdare, jertfire de sine și credință. La mulți ani! La mulți ani! Dragi medici arătăi și nemeni, știți, duminică se sărbătorește Sfânta Mucenicii Iași. Tot duminică este și ziua de noastră a Preasfințitului și doresc să cântăm o mulță cu ajutorul preotului. Nu mai apropo de există dragoste,
adevărată, pe cealaltă pune dragă să îngrie nimic cu ei. Poate în timp, spune unii, sentimentele primare se mai scandează, iar încheie spontane de diferențe iau loc grijă, suferințe evoluției, neajunsurile și monotonie. Poate, nu zic, dar poate că aceste sentimente ce consolidează, că se atomicesc și dau fericirul în timpul, că vin pe stângă și nu pe insigur niște foară. Și dacă îi vorba pe soarta, când va răpi pe unul dintre ei, iubirea rămâne veșnică, așa cum a fost în viață, așa va fi și dincolo de ea. Se spune că acele cupuri care pot căsătorite pentru jumătate de viață, primesc, astfel, simbolul aurului, care se indică puterea, înțelepciunea, prosperitatea, necăsătorii, și exemplu cel mai bun de urmat în viață. Fericit cum bani de inima asociația ta să răzbunești și tot la pensionarul pe care a fost și pe Domnul Părinte Nicolae Mihai, cum o spunea, pentru inițiativa ta de iată, de aproape 15 ani, a devenit o tradiție la sărbători 10 de cupluri de seniori care primează 50 de ani de căsătorie. Mă întâlnim și eu în fața acestui senior, care, ca să fie pe Domnul Nicolae Mihai, au muncit o viață, un model de moralitate, sunt adevărat sistemele societății care nu poate să vadă în oameni. Ei sunt pentru fiecare dintre noi, exemplul individului, fața domniciei și al dreptății. Fiecare căsnicie care a lăsat intervenirilor de tot felul, este un repet și un exemplu al acestei vreme în comun și în sigur pe care o domnici. Le urez în numele meu și al Comitetului pentru la Federația Națională a România, care voi în România, mulți ani înainte împreună, cu sănătate și drăgășuri, cu aceeași înțelegere, dragoste și răbdare pentru cei alături de un mes, timpul și să dea bună Dumnezeu să vă vedem împreună și la noastră viitoare. Vă să primiți din partea organizatorilor, drept cadou, icoana Măceriței Chiriachii, care este o cărțitoare a Episcopiei Cușă, Șava Sfântului. Șava Sfântului, da. Cartea Ferestre în Ziduri a doamnei Dorina Stoica, membra unui scriitorilor, carte scrisă specială pentru dumneavoastră, cu plăță bătrâncată. De asemenea, o sticlă de vin duhovnicesc din partea Episcopiei. Gata, le-am binecuvântat. Iar din partea noastră a cerului, o revistă Viața Noastră și un fix personalizat cu nota de aur și ziua de aur. De mai
noi și lumea toată. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale. Călători pe-o mare, veșnic tulburată, noi ne-am pus în tine și nădejdea toată. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale. Fă să-ți batem zilnic la miloasa-ți poartă, câtă vreme în lume valuri ne sub cruce cad Iisuse, iar picioarele să-ți strâng, trecutul să mi-l plâng amar, păcatul să mi-l plâng. Fiecare și are greutatea sa, numai tu, Iisuse blând, ne poți mângâia. Căci am greșit, Iisuse bun, și mare-i vina mea. Dar mii de lacrimi calde adun și-ți cer am eu spăla. Fiecare și-are greutatea sa, numai tu, Iisuse blând, ne poți mângâia. Atâția păcătoși s-au strâns de mii de ani mereu, stropind cu lacrimi și cu plâns păcatul lor cel greu. Fiecare și-are greutatea sa, numai tu, Iisuse blând, ne poți mângâia. Iar tu pe toți ai ascultat, pe vameși și pe hoți, prin jertfa crucii ai spălat și ai iertat pe toți. Fiecare și-are greutatea sa, numai
Tu, Iisuse blând, ne poți mângâia. De aceea vin acum și eu, picioarele să-ți strâng, căci Tu-mi cunoști păcatul greu și știi că și eu plâng. Fiecare și-are greutatea sa, numai Tu, Iisuse blând, ne poți mângâia. Spre Tine glasul mil îndrept și mila Ta o cer. O dă-mi iertarea ce-o aștept, nu mă lăsa să pierd. Fiecare și-are greutatea sa, numai Tu, Iisuse blând, ne poți mângâia. Cu a Tale sfinte mângâieri, Tu mângâie-mă iar. Și-n viața plină de dureri, revarsă-mi scumpul har. Fiecare și-are greutatea sa, numai Tu, Iisuse blând, ne poți mângâia. Căci, Doamne, către Tine sus privirea mi-o îndrept. Te chem cu glasul stins, Iisus, și mila Ta aștept. Fiecare și-are greutatea sa, numai Tu, Iisuse blând, ne poți mângâia. Fiecare și-are greutatea sa, numai Tu, Iisuse blând, ne poți mângâia. Vin iar la Tine, Doamne, ca să-ți mulțumesc, căci numai lângă Tine liniștea-mi găsesc. Fii scut și fii scăpare când la necaz vom fi. Nu-ntoarce a Ta privire și nu ne părăsi. Fii scut și fii scăpare când la necaz vom fi. Nu-ntoarce a Ta privire și nu ne părăsi. De griji și de durere Tu ne scapi mereu, și cu brațul iubirii ne ții la pieptul Tău.
fii scurs și fii scăpare, când la necaz vom fi. Nu-ntoarce a ta privire și nu ne părăsi. Fii scurs și fii scăpare, când la necaz vom fi. Nu-ntoarce a ta privire și nu ne părăsi. Mi-te-mi ruga noastră la Dumnezeu cer sfânt și spunem să ne ierte că noi mult am greșit. Fii scurs și fii scăpare, când la necaz vom fi. Nu-ntoarce a ta privire și nu ne părăsi. Fii scurs și fii scăpare, când la necaz vom fi. Nu-ntoarce a ta privire și nu ne părăsi. Cu multă jale-n suflet la tine noi strigăm, plângând îți spunem, Doamne, ești tot ce noi avem. Fii scurs și fii scăpare, când la necaz vom fi. Nu-ntoarce a ta privire și nu ne părăsi. Fii scurs și fii scăpare, când la necaz vom fi. Nu-ntoarce a ta privire și nu ne părăsi. Ochiul inimii mele mai vede și ce-i rău, dar tot prin rugăciune mi-alin sufletul greu. Fii scurs și fii scăpare, când la necaz vom fi. Nu-ntoarce a ta privire și nu ne părăsi. Fii scurs și fii scăpare, când la necaz vom fi. Nu-ntoarce a ta privire și nu ne părăsi. Primiți vor fi aceia la poarta cerului, care trăiesc în lume uniți prin slava Lui. Fii scurs și fii scăpare, când la necaz vom fi. Nu-ntoarce a ta privire și nu ne părăsi.
găsim. Fi scut și fi scăpare, când la necaz vom fi. Nu-ntoarce a ta privire și nu ne părăsi. Fi scut și fi scăpare, când la necaz vom fi. Nu-ntoarce a ta privire și nu ne părăsi. Fi scut și fi scăpare, când la necaz vom fi. Nu-ntoarce a ta privire și nu ne părăsi. Domnul